Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din lucrările și activitățile care se desfășoară în acest moment pe raza municipiului Roman. În ceea ce privește lucrările, continuăm cu acestea pe toate șantierele pe care le avem deschise în acest moment. În cartierul Nicolae Bălcescu lucrăm la extinderea rețelei de gaze naturale pe strada Zimbrului. Pe strada Prundului se lucrează la realizarea rețelelor de ape pluviale. De asemenea, urmează să intrăm pe strada Islazului pentru extinderea de gaze naturale și joi vom preda amplasamentul pentru celălalt lot, firma de la Zalău, care va intra la extinderea rețelelor de gaze naturale pe strada Salciei, Sărata, Zebrei, Fundătura Zebrei, Prundului, astfel încât și acest lot să fie abordat. Apreciem noi că în următoarele 3 luni de zile rețelele de gaze naturale vor fi extinse pe toate străzile din municipiul Roman. De asemenea, s-a balastat săptămâna trecută, s-au balastat cele 4 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. E vorba de Salciei, Sărata, Zebrei și Fundătura Zebrei. De săptămâna viitoare avem promisiuni din partea constructorului că vor începe montarea de guri de preluare a apelor pluviale. Cel mai probabil vom începe cu strada Zimbrului, pentru că aceasta este și cea mai lungă. Reamintim că pe strada Zimbrului apa servă a înlocuit și rețeaua de alimentare cu apă, ceea ce înseamnă că odată cu montarea acestor guri de ape pluviale putem să predăm strada mai departe către constructor în vederea asfaltării. Ulterior vom discuta cu cei de la Install Service, firma care se ocupă de rețele de ape pluviale, pentru a le da graficul de lucru și calendarul de lucru, astfel încât și celelalte străzi din cartierul Nicolae Bălcescu să poată fi predate către asfaltator. De asemenea, în cartierul Petru Rareș se lucrează în aceste zile, s-a lucrat și săptămâna trecută și în această săptămână continuă lucrările la montarea de pavele pe trotuarele de pe strada Avram Iancu și Fundătura Crișan. De asemenea, au început lucrările de bordurare și de montare a pavelelor pe strada Nicolae Bălcescu. În această dimineață, colegii mei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență vor muta 4 stâlpi de telefonie, astfel încât pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre Petru Rareș, spre Ile Caragiale, să avem o suprafață cât mai mare a trotuarilor, iar pe partea stângă am dispus extinderea trotuarilor spre limitele de proprietate, astfel încât să ocolim stâlpii de iluminat care sunt plasați pe trotuare. De asemenea, începând de săptămâna viitoare, au început și lucrările la granița numărul 2 cu program normal, casa CC Iliescu, și se lucrează și la creșa Smirodava, la parcul Zăvoi și, bineînțeles, continuă și lucrările la reabilitarea de trotuare, atât în zona bulevardului Roman Mușat, pe segmentul cuprins între giratoriu de la 2 Măgari până la cimitir. Se lucrează în aceste zile pe partea dreaptă a sensului de mers către cimitir, în speță la strada Aviatorilor și la strada Roman Vodă. Lucrările vor merge până la intersecția cu strada Anton Pan, după care toate echipele se vor muta pe partea stângă, practic străzile perpendiculare pe parcul municipal, acolo unde vom începe de asemenea lucrările de reabilitare a trotuarilor. Și de asemenea se lucrează și în cartierul Nicolae Bălcescu pe strada Bogdan Dragoș, segmentul cuprins între Abator și podul de la Gădinți. În paralel cu îndepărtarea bordurii se lucrează și la montarea pavajului, după care se va interveni și pe partea stângă, sensul de coborâre către podul de la Gădinți.
De asemenea, astăzi la ora 10 se predă amplasamentul pentru reabilitarea termică a celor două blocuri în cadrul proiectului cu finanțare europeană, blocurile de pe Anton Pan, blocurile 28 și 31. Suntem în procedură de evaluare a celorlalte 5 blocuri în cadrul proiectului cu finanțare europeană și de asemenea în incinta Colegiului Național Roman Vod, acolo unde în toamna anului trecut am asfaltat terenul de volei, avem o zonă în care ne dorim montarea de pavele și practic finalizarea lucrărilor începute anul trecut. De asemenea, o altă veste bună pe care o așteptam de ceva vreme vine dinspre Agenția Națională a Apelor Române, dinspre ANAR, acolo unde s-a formulat un răspuns către Ministerul Mediului, prin care ni se dă acceptul pentru realizarea unei asocieri cu administrarea bazinală a apelor Siret, a Basiret de la Bacău, în sensul în care vom putea în sfârșit să demarăm studiul de fezabilitate pentru realizarea falezei și ulterior, în funcție de concluziile studiului de fezabilitate, să demarăm și această investiție atât de mult așteptată de romașcani. Trebuie să menționez faptul că în tot acest demers am avut și sprijinul proaspătului secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului, domnul Leonard Achirloae, care și-a început așa cum trebuie activitatea și care sunt convins că și pe mai departe ne va oferi tot sprijinul astfel încât investițiile să se concretizeze și la nivelul romanului, cel puțin un sprijin pentru deblocarea acestor situații administrativ-birocratice care îngreunează foarte mult mersul la nivel central. De asemenea, am primit o solicitare din partea Poliției Române și urmează ca într-o viitoare comisie de circulație să o punem pe ordinea de zi în ceea ce privește montarea unui realizarea unei treceri de pietoni și montarea unui semafor inteligent în zona bazinului de not a sălii sporturilor din Roman, acolo unde cu ocazia unor evenimente este un aflux important de persoane. Vrem să montăm acest semafor pe bază de buton ca atunci când există solicitări de traversare a bulevardului Roman Mușat, doar prin această apăsare de buton să se schimbe culoarea semaforului și să mai temperăm puțin din viteza cu care se circulă pe bulevardul Roman Mușat pe acest segment. În ceea ce privește Direcția de Asistență Socială, vreau să vă informez că începând de astăzi și până pe data de 13 martie vom începe primirea de dosare pentru acordarea de etichete sociale. Reamintesc că pot fi beneficiari ai acestor etichete sociale pensionarii și persoanele cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap, care au domiciliu în Roman și au un venit de maxim 1200 de lei pe membru de familie. Valoarea acestor tichete sociale este de 70 de lei. Pot fi achiziționate diverse alimente de la unitățile de alimentație publică de pe raza municipiului Roman și acestea se acordă de două ori pe an, o dată în preajma sărbătorilor pascale și o dată în preajma sărbătorilor de Crăciun. Perioada de acordare va fi între 23 martie și 10 aprilie. Actele necesare sunt cererea tip și declarația pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar, copie după buletinul sau cartea de identitate, copie după certificatul de căsătorie dacă este cazul, copie după hotărârea de divorț dacă este cazul, copie după certificatul de naștere pentru minori dacă este cazul, copie certificat de deces soț-soție dacă este cazul, copie cupon de pensie sau indemnizație de handicap din luna anterioară depunerii cererii, adeverință de salariat cu venitul net din luna anterioară de
depunerii cererii pentru membrii de familie majori, acolo unde este cazul, adeverință devenită eliberată de administrația finanțelor publice pentru membrii majori din familie care nu realizează venituri și copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap. Vreau să... Și medicamente. Vreau să mai fac precizarea și să atrag atenția asupra beneficiarilor acestor tichete sociale, să fie foarte atenți în completarea acestor solicitări și să ia în calcul inclusiv veniturile obținute din alte surse, în speță, eu știu, jocurile de noroc care sunt evidențiate la Agenția Națională de Administrare Fiscală și care și acestea trebuie luate în calcul în momentul în care se solicită aceste tichete sociale. Practic, inclusiv cu câștigurile realizate din jocurile de noroc, trebuie să se încadreze în această valoare maximă de 1200 de lei pe membru de familie. În cele ce urmează, vreau să vă aduc la cunoștință câteva din demersurile pe care le-am mai făcut săptămâna trecută și pe care urmează să le mai întreprindem în această săptămână în legătură cu aderarea la ARSACIS, Asociația Dezvoltare Intercomunitară din județul vecin, județul Iași, dar care are și un număr însemnat de primării din județul Neamț și aici reamintesc comuna Ghereiești, comuna Tămășeni, comuna Sagna, comuna Bozieni și urmează și alte comune să se alăture acestei asociații de la Iași, ARSACIS. Noi mergem mai departe cu demersurile noastre. Am fost acceptați în unanimitate la adunarea generală de săptămâna trecută. În această săptămână urmează să aibă loc mai multe ședințe de Consiliu Local în OAT-urile din județul învecinat, dar și cele din județul nostru, prin care să se ratifice, practic, aderarea romanului la ARSACIS. În paralel, mergem mai departe cu demersul nostru de denunțare unilaterală a contractului cu APA Serv și ieșirea din ADI Aqua Neamț. Din nou, cei de la APA Vital și-au manifestat disponibilitatea de a prelua toate sumele care sunt de plată către compania județeană APA Serv, sume care reprezintă cofinanțarea și împrumuturile pe care le-a luat APA Servul pentru investițiile realizate la roman din banii europeni, practic doar acele sume care reprezintă cota de cofinanțare a companiei județene APA Serv sunt eligibile pentru a fi plătite. Avem și o adresă scrisă din partea Ministerului Fondurilor Europene în acest sens, care ne-a confirmat demersul pe care l-am început încă din urmă cu 2 ani, însă acum este o situație diferită, întrucât demersul nostru a survenit ca urmare a îndeplinirii defectuoase a contractului de către APA Serv. De asemenea, vreau să vă informez că săptămâna trecută, joi, a fost prezent la Roman consultantul din Italia, care se ocupă de programul Zero Waste, Zero Deșeuri, în care Romanul a devenit membru. Am purtat o discuție telefonică pentru că nu am putut fi prezent la Roman, dar am intervenit în cadrul discuțiilor printr-o videoconferință cu colegii mei care s-au ocupat la Roman de această problematică. Am stabilit pașii următori pe care trebuie să-i urmăm. Într-o primă etapă, acesta a fost pe teren, a vizionat mai multe platforme gospodărești și am luat decizia pentru o eficiență mai mare după alegerile din această vară, o echipă din partea primăriei municipiului Roman să se deplaseze în câteva zone în care acest consultant deja a implementat proiecte și să identificăm soluția cea mai bună pentru municipiul Roman. Noi, în paralel, mergem mai departe cu zonele pilot în care vom monta acele platforme supraterane. E vorba de Complexul Sportiv de Agrement Moldova,
parcul municipal din Roman și două platforme gospodărești din două zone aglomerate, respectiv cel de lângă Biserica Armenească și Casa Pionerului și cel din spate de la Gulliver, unde sunt două zone cu o densitate foarte mare de populație și dorim să testăm în aceste zone eficiența platformelor supraterane. De asemenea, vreau să profit de prezența dumneavoastră aici și să vă informez că astăzi la ora 15 am convocat de urgență un comitet local pentru situații de urgență, acolo unde voi invita și directorii de școli pentru a lua o serie de măsuri în ceea ce privește măsuri de prevenție pentru noul tip de virus care amenință România și inclusiv Romanul. Este vorba de acest COVID-19. Colegii mei din primărie deja lucrează la un plan de măsuri pe care urmează să îl aprobăm astăzi în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență și chiar din această săptămână să și începem implementarea acestor măsuri. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau la dispoziție pe mai departe pentru întrebări. De la Ministerul Sănătății ați primit o recomandare de la coronavirus sau ceva? Acești CLSU vine? Nu, a fost ieri după amiază o ședință de comitet județean pentru situații de urgență organizat de prefectura județului Neamț. Avem și noi o serie de îndatoriri și pe cale de consecință vom lua și noi o serie de măsuri. Sunt măsurile generale care au fost comunicate. Bună ziua! În conferința de presă de după Consiliul Local în care s-a anunțat dorința de aderare de la APA Vital, un coleg din presă v-a întrebat atunci ce se va întâmpla dacă după acest anunț APA SERV o să înceapă să distribuie apă non-stop la program cum trebuie. Dumneavoastră a spus atunci, dacă, din memorie, spun că dacă s-ar întâmpla asta, până mic a fost de fapt cu totul și cu totul altceva de desubt. Într-un fel sau altul, asta s-a întâmplat, nu neapărat a doua zi, dar într-o săptămână se pare că s-a putut rezolva această problemă. Considerați că a fost până la urmă ceva voit din partea companiei? Nu știu dacă neapărat voit, cât deficiență de management sau, până la urmă, dorința eficientizării managementului, dacă vreți. Pentru că atacurile au fost directe către toate persoanele implicate din Păi, vedere. Da, da, vedeți dumneavoastră că asta denotă lipsa de știință vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în curtea Consiliului Județean. Pentru că, așa cum a afirmat președintele Consiliului Județean, compania județeană APA SERV este deținută într-o proporție foarte mare și acționarul majoritar este Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean avea la îndemână toate pârghiile asupra acestei companii. Mai mult decât atât, eu încă o dată revin, cei care iau decizii în compania județeană APA SERV sunt membrii Consiliului de Administrație și v-am spus de atâtea ori, haideți să ne uităm cine sunt acești membri și veți vedea că sunt și doi romașcani care întâmplător sau nu fac parte dintr-un partid politic de aceeași culoare cu președintele Consiliului Județean. În al treilea rând, măsura aceasta de alimentare cu apă a romanului de la Timișești a fost adusă la cunoștința conducerii APA SERV de foarte mult timp în urmă, inclusiv colegii dumneavoastră din presă care au făcut demersuri și au solicitat informații și de la compania APA Vital și de la compania APA SERV vis-a-vis de pașii pe care i-au făcut sau pe care i-a făcut conducerea companiei APA SERV în acest sens. Eu am văzut venirea aceasta intempestivă a președintelui la Roman și salvatorul patriei, dar nu prea bate cu realitatea. Proprietatea acelei conducte, ați văzut, este a Consiliului Județean, adică sunt lucruri care au fost la îndemâna Consiliului Județean și pe care nu le-au pus în practică.
ori a acuza, a găsit vinovatul de serviciu una carpă, un la Roman, știm foarte bine că au limitat competențele zonei Est foarte mult și au centralizat, au supracentralizat toate deciziile la nivelul conducerii de la județ. Departe de mine gândul de a intra într-o dispută, cu atât mai mult cu cât eu în momentul de față sunt bucuros că s-a rezolvat problema apei. Sunt mâhnit că a durat atât de mult timp pentru remedierea acestei probleme. Repet, e și o discuție de ordin economic, pentru că apa de la Vital are un anumit preț care cu siguranță va afecta rezultatele economice ale companiei Apa Serv. De asemenea, o altă problemă este legată de faptul că compania județeană Apa Serv a majorat prețul la apă și am văzut să se fac tot felul de speculații. Municipiul Roman, Consiliul Local Roman, a votat împotriva majorării prețului la apă, pentru a elimina odată pentru totdeauna aceste speculații. Faptul că statutul de la Adi Acoa Neamț este de așa natură încât votul Romanului este egal cu votul oricărei alte comune, și nu vreau să dau nume pentru a nu supăra pe cineva, este o problemă care ne deranjează și pe noi, și pe municipiul Piatra Neamț. Noi care suntem aglomerările urbane cele mai mari, avem aceeași putere a votului cu orice altă comună. De pentru care decizia de majorare a tarifului luată de 12-13 comune cu acceptul direct al președintului Consiliului Județean e clar o frustrare și pentru mine, dar sunt convins și pentru toți romașcanii. Păi după ce 6 luni ne-ai ținut fără apă, acum ne mai dai și mai scumpă? Și o întrebare firească și o frustrare firească. De aceea, demersul nostru de a continua ieșirea din Adi Acoa Neamț va continua și vom face tot ceea ce este necesar, inclusiv pe calea instanțelor de judecată, pentru a ieși cât mai repede din această Asociație de Dezvoltare Intercomunitare Adi Acoa Neamț și a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă către noua companie Apa Vital. Și iarăși foarte important este faptul că eu nu-mi doresc sub nicio formă să pierdem finanțarea europeană care se va putea realiza doar în acest an. De aceea am și demarat discuții cu cei de la Apa Vital în sensul în care cât mai repede să reușim să achiziționăm partea de proiect care a fost realizată, de studiu de fezabilitate care a fost realizată de fostul consultant al Apa Servului, să fie achiziționată de Apa Vital. Noi doar să venim cu completările pe care le-am spus, în speță înlocuirea rețelelor de apă din Roman, care sunt cele mai vechi. Cel puțin cele de transport trebuie neapărat să le înlocuim. Mulțumesc. Da, în completare întrebări în discuție de colegul meu, ați anticipat și dumneavoastră decizia Consiliului de Administrație a Apa Serv de a tergiversa trecerea la Apa Vital și prin acționarea în judecată, în contenciosul administrativ, acelei hotărâri de Consiliu Local care, prin care ați solicitat trecerea. Cu cât credeți că va întârzi ea? Știu fiind cum merg treburile în justiția românească, această trecere efectivă. Faptul că ei și-au asumat această acționare în instanță nu ne întârzie cu absolut nimic. Din punct de vedere a legalității, hotărârea stă în picioare din toate punctele de vedere. Știți că au mai fost în trecut persoane care au acționat în instanță în contenciosul administrativ hotărârile de Consiliul Local și toate au fost câștigate. Drept pentru care nu acest demers este cel care ne va întârzia, ci pur și simplu refuzul lor de a ne preda la un moment dat infrastructura. Pe aceea o consider eu o problemă, însă avem soluții și din acest punct de vedere, avem la îndemână mai multe soluții legale pe care deja le-am discutat cu colegii mei, dar pas cu pas, pași mărunți, facem
și îndeplinim fiecare etapă. Sunt câteva etape birocratice. Știți foarte bine că v-am anunțat încă de la acea conferință de presă că până la momentul faptic al trecerii către nou operator sunt câteva etape birocratice anterioare pe care trebuie să le îndeplinim și abia ulterior vom vedea ce este de făcut și vis-a-vis de acest aspect. Deci, faptul că ei au atacat în contencios hotărârea e un drept al lor să o facă și, bineînțeles, noi ne vom apăra și sunt convins că vom și câștiga în instanță acest lucru. Dar pe timpul procesului nu se poate trece. Cine v-a zis? Eu mă refer la... Dar cine v-a spus așa ceva? Eu știu că orice, când ieși în litigiu cu cineva, până nu spune... Nu este absolut deloc adevărat. Așa, în felul ăsta, ar trebui să suspendăm toată țara, să oprim toată țara din funcționare. Nu. Faptul că o persoană se consideră lezată, sigur, poate îi dă dreptul să acționeze în instanță. Nu înseamnă neapărat că va și câștiga. Sunt doar tertipuri de a trage de timp. Din punctul meu de vedere, singura soluție pentru a tergiversa acest lucru este un accept din partea instanței de a suspenda efectele hotărârii. Dar, din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv de legalitate care să poată fi invocat pentru suspendarea serviciului. Ori, în condițiile în care știți foarte bine și dumneavoastră mass media ați relatat în ultimele 6 luni în deficiențele în alimentarea cu apă a municipiului Roman, au existat 2 hotărâri de Consiliu, Comitet Județean pentru situații de urgență, o hotărâre de Comitet Local pentru situații de urgență, nemulțumirile romașcanilor atât în mediile online cât și prin intermediul dumneavoastră al presei. Mai mult decât atât, această validare, dacă vreți, a demersului nostru în urma sondajului pe care l-am făcut în rândul romașcanilor și ați văzut că într-un procent covârșitor, practic, toți s-au declarat nemulțumiți de serviciile apaser și au exprimat dorința de a trece la apa vital, demersul este unul legal și oportun. Ați spus demers covârșitor. Dar, scuzați-mă, dar numărul mic de voturi care s-a dat și de zi... Păi da, stați așa un pic. Păi e exact ca la alegeri. Dacă la alegeri se prezintă 5 oameni și aceia votează într-un fel, asta e. Nu, noi nu putem acum să îi judecăm pe ceilalți care n-au vrut să se implice. Nu vă pun pe gând numărul mic de romașcani care s-au implicat. Eu vreau să vă spun că este mult mai mare numărul romașcanilor implicați acum decât au fost data trecută, pentru că știți că am mai avut un astfel de demers și acum 2 ani și atunci, într-adevăr, a fost un număr foarte mic și marea majoritate s-au declarat mulțumiți atunci. Acum situația s-a schimbat, este evident că eșecul utilităților publice confirmat și prin hotărârile Comitet Județean pentru situații de urgență a afectat foarte mult situația la român și pe cal de consecință s-a produs inevitabil. Se referă la dotarea școlilor cu dezinfectanți, respectiv să pun hârtie igienică, apă caldă și dacă schema de personal în cabinetele școlare asigură în această perioadă absolut necesară acoperirea de asistență medicală. Da, în momentul de față, toate cabinetele școlare sunt acoperite din punct de vedere a schemei de personal. De asemenea, au și... Da, da, cu asistenți și avem și medici pe bază de contract de prestări servicii. De asemenea, avem și medicamente în conformitate cu referatele de necesitate solicitate și astăzi, în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vom mai lua și alte măsuri. Vă asigura din bugetul primăriei acest săpun, lichid, hârtie? Trebuie să discutăm cu reprezentanții unităților de învățământ, pentru că, așa cum știți, sunt o serie de cheltuieli care sunt și la îndemâna unităților de învățământ. Practic, anumite cheltuieli trebuie suportate și din bugetul unităților de învățământ. Până acum, noi nu am primit solicitări din partea unităților de învățământ pentru asemenea materiale, ceea ce ne duce... Dacă vom primi, sigur că da, dar în momentul de față, având în vedere faptul că nu am primit astfel de solicitări, se prezumă faptul că unitățile de învățământ au asigurate toate acestea. Nu am astfel de informații vis-a-vis de toaletele publice, chiar nu am primit asemenea ceva și eu vă spun și în calitate de părinte, nu mi s-au solicitat niciodată bani pentru așa ceva.
Situația de posturilor antiaeriene din Roma, numărul lor, starea lor, capacitate, de când n-au mai fost verificate? Sunt verificate periodic, sunt toate disponibile, chiar am avut și... Nu am în momentul de față o situație exactă, dacă ne faceți o solicitare vă comunic. Tot ce pot să vă spun este că toate sunt funcționale și toate sunt disponibile, adică noi le-am ținut în permanență sub control. Colegii mei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență fac periodic revizii și inventarul lor și nu avem probleme deosebite din acest punct de vedere. Am văzut că ați făcut o apreciere referitoare la sprijinul consistent dat de proaspătul secretar de stat în Ministerul Apelor și Mediului, colegul meu, domnul Leonard Achirilo a ei, dar nu cu aceeași măsură ați făcut-o atunci când a fost vorba de cine a contribuit la aducerea aparatului din spital, ținând cont de faptul că domnul senator Manoliu, în conferința de presă de la PSD, a subliniat faptul că niciodată nu s-au primit mulțumiri față de fostul secretar de stat Oana Bulai, care a sprijinit consistent această, nu credeți că ar fi echitabil să... Da, deci, da, dumneavoastră încercați pe mine să mă aruncați într-o dispută politică în care eu nu vreau să intru. Domnul senator a spus o mulțime de bazaconii în conferința sa și dumneavoastră, ca și cunoscători ai realităților de la Roma, nu știți foarte bine că multe dintre ele nu au nicio legătură cu realitatea. Mai mult decât atât, haideți să învățăm și rolurile în stat, dacă tot domnul senator face astfel de afirmații, să înțelegem cu toții că doamna Oana Bulai nu a fost secretar de stat, ci a fost consilier de stat. E cu totul altceva. Da, și a fost consilier de stat al prim-ministrului României de la acea vreme. Da, dar nu secretar de stat. Sunt roluri total diferite. Mai mult decât atât, eu demersuri față de ceea ce a însemnat finanțarea de la Spitalul Municipal din Roman, am făcut la președintele Consiliului Județean și când au fost vizitele în teren ale doamnei ministru de la acea vreme, am fost prezent de fiecare dată, am susținut cauza Spitalului Municipal de Urgență Roman și am primit aceste finanțări. Deci eu personal demersuri am făcut la Consiliul Județean și la Ministerul Sănătății în persoana doamnei ministru. Personal nu am avut niciodată o întâlnire cu doamna Bulai. Am solicitat sprijinul pentru alte investiții, în speță pentru pista de atletism de la stadionul Constantinescu Nehoi și nu s-a întâmplat absolut nimic. Acesta este singurul sprijin pe care l-am solicitat eu doamnei. Și ultima întrebare, fără să vă stârneți zâmbetul, sigur, colegii mei să zâmbească. Eu deja zâmbesc. Da. Care este situația autorizării cimitirului din Bălcescu, în condițiile în care administrația cimitirilor susține că nu prea mai este niciun loc în cimitirul? Vorbim de asta... Da, eternitatea. Păi, în momentul de față, suntem într-un stadiu foarte avansat a unui demers administrativ pe care îl vom face împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în sensul în care vom ceda suprafața de teren a Romanului către Arhiepiscopie în vederea folosirii ca și extinderea cimitirului existent din cartierul Nicolae Bălcescu. Am avut întâlniri în acest sens cu reprezentanții Arhiepiscopiei. Forma juridică va fi aceea de cedare pe perioada existenței cimitirului către Arhiepiscopie, urmând ca Arhiepiscopia, prin parohia Sfântului Ilie, să administreze acest cimitir. Noi ne vom aruga dreptul de a face înmormântări și de a realiza astfel de activități și în cimitirul din cartierul Bălcescu. Arhiepiscopia își va asuma construcția unei capele și a unei
clădiri în care să se poată realiza slujbele de înmormântare pe acest teren. Modificarea legislativă din acest moment ne ajută. Așa cum știți, liderul deputaților PNL din Camera Deputaților, domnul Florin Roman, a reușit modificarea legii și pentru extinderea de cimitire nu mai este necesară obținerea autorizației de construire. Bun, dar în momentul acesta, cei care au nevoie de un loc în cimitir și nu îl au în cimitirul, unde apelează și cine le-a aprobat? De regulă, până acum nu au fost astfel de situații, însă este drept faptul că ne apropiem de sfârșitul, determinarea locurilor de veci din cimitirul român. Care este condiția pentru ca cineva să mai poată obține un loc? Pentru că insist asupra acestei întrebări. Cunosc o persoană care vrea să-și construiască acolo un loc și nu poate pentru... În momentul de față avem o listă de așteptare de peste 200 de persoane. Și cum le rezolvați? Păi nu le rezolvăm deocamdată. Așteptăm finalizarea demersurilor cu cimitirul din Bălcescu și le vom putea rezolva aici, ceea ce vă spuneam mai devreme. Și cine are stă cu mortul? Păi nu, stați un pic, că nu vorbim, dar nu vorbim de cazurile de urgență. Dumneavoastră spuneți în perspectivă, cineva care va dori, eu nu v-am spus că sunt 200 de morți acum care n-au unde fi îngropați. M-am spus că este o listă de așteptare de 200 de persoane care doresc loc de veci. E cu totul altceva. Eu nu cred că ați avut până acum vreo situație în care să fie cineva decedat și să nu fie avut unde să-l înmormânteze. Legat de cimitirul din Bălcescu, deja vis-a-vis de subiect, concesionarea sumele, cine le va încasa episcopia? Episcopia, da. Deci nu astea până la răspunsul de terenul și terenul, încasează da. Tot. Ce? Da, da, da. Dar de ce trebuie făcută comunitatea? Păi ei sunt proprietarii, au titlul de proprietate pe cimitirul existent și atunci pentru extinderea de cimitir, nemai fiind nevoie de autorizație de construire, ei vor presta această activitate. Da. Da. Să fiu cazul și noastră și pe rețele de socializare, nu că nu chiar se întreabă și are și o oarecă nemulțumire pentru faptul că atunci când trebuie să schimbe două sau trei curse, curs, 4, 5, trebuie să dea mereu de 2,50 pentru fiecare. Are varianta abonamentului. Are varianta abonamentului. Există abonament? Există abonament și e valabil pe toate... Da, pentru cei care fac curse regulate. Dar poate cei să fie odată la 3-4 zile. Că nu s-ar putea face cam atât valabilitatea biletului. Mai le-a luat acum un ceas de... și curse, știu, sau două, sau trei. Abonament zilnic? Da, ce zile. Da, asta se poate vorbi cu operatorul, da. Se poate... Trebuie să vorbim cu operatorul, nu e... Plecați de la premiza că transportul public local a lipsit de la Roman și suntem abia în perioada de reintroducere, lucrurile încă nu au intrat în făgașul normal, mai ales prin prisma faptului că noi urmează să realizăm acum o serie de investiții prin care va trece și transportul public local. Și aici mă refer la strada Nicolae Bălcescu din cartierul Petru Rareș, mă refer și la strada Zimbrului din cartierul Nicolae Bălcescu, unde vor fi introduse noile trasee. Haideți să așteptăm prima dată finalizarea tuturor acestor investiții, traseele să fie definite, să aibă o formă finală, după care, bineînțeles, trebuie încetul cu încetul să începem să-l și updatăm la noile realități. Însă, una peste alta, vreau să vă spun faptul că în momentul de față transportul public local deservește zilnic peste 3.000 de călători și este firesc ca dintre cei 3.000 de călători să mai fie 2, 5, 10 și care să aibă anumite nemulțumiri. Dar, ca principiu, eu zic că este un câștig pentru Roman transportul public local, introducerea transportului public local. În momentul de față, noi avem o notă conceptuală realizată în zonă. Ca principiu, ne-am dorit să înceapă chiar de la podul de la Moldova, din spatele benzinăriei MOL și să meargă până la bazar. E vorba de o distanță de 2 km, însă ne lovim de o problemă pe un segment de vreo 200 de metri, acolo unde gardul celor de la Morărit Panificație se află chiar pe dig. Și atunci este posibil ca această zonă a falezei să înceapă din zona fostului cartodrom și să meargă mai departe până la
până la bazar. Pistă de biciclete, alee pietonală, bănci și iluminat public. Și coșuri de gunoi. Și atâia de tot chiar ați insistat că e grea cu ieri social, deși una din condiții, deci în vechiurile respective, ați insistat și pe faptul că și alea din jocul de noroc ar putea face parte asta. Nu, sigur fac parte. Așa, fac parte. Asta înseamnă că ați avut sau aveți deja cazul? Da, am avut situații, dar nu numai pe etichete sociale, ci și pe celelalte categorii de sprijin social care vin de la guvern și în urma anchetelor realizate la nivel guvernamental, pentru că au acces la bazele de date de la ANAF, s-au constatat astfel de câștiguri la jocurile de noroc și pe cale de consecință au pierdut toate acele drepturi. De aceea am și ținut să fac această precizare, având în vedere această experiență. Și apropo de parlez, ce se mai aude cu puntea de la Cotopameș cu modernizarea ei? În momentul de față așteptăm, dacă vrem un proiect european, trebuie să așteptăm exercițiul financiar următor, pentru că pe exercițiul financiar următor avem sume de bani care se pot aloca asocierii de UAT-uri. Și atunci primăria Roman împreună cu primăria Horia pot depune un proiect comun pentru modernizarea și reabilitarea acestei punți. Trebuie să înțelegem foarte clar că proprietatea asupra acestei punți este a comunei Horia. Primăria Roman are doar un drept de administrare. Fiind proprietatea lor, clar, reparațiile capitale sunt în sarcina proprietarului. Întotdeauna. Și ceva pachet cu amenajare falezei? Nu. O putem gândi, dar eu cred că faleza o putem realiza și din bugetul propriu. Momentan facem... Consiliul Județean și să refacă ei cu banii lor? Păi noi am încercat acest lucru, însă Consiliul Județean nu a putut să facă, din punct de vedere juridic, acest transfer. Au fost discuții în acest sens. Bună ziua! Lămuriți-mă, vă rog, n-am înțeles mare lucru. Povestea cu cimitirul ăsta nou, cine va fi proprietar pe el? Fiecare își păstrează proprietatea în sensul în care pe cimitirul existent din cartierul Bălcescu proprietar este parohia Sfântul Ilie, pe cealaltă suprafață de teren proprietar este Romanul. Noi predăm doar terenul spre folosință gratuită pe perioada existenței cimitirului. Și cine o să-l administreze? O să-l administreze parohia Sfântul Ilie. Și cine o să-l încaseze? Parohia Sfântul Ilie, cel care face și cheltuielile. O chestie pe care o avem deja și o să plătim ca să o putem folosi. Dar noi nu plătim absolut nimic. Păi, deci primărie. Bun, aia oricum o plăteați. Fie că se plătește la locatul, fie că se plătește la parohie, care e diferența? Păi diferența că nu intră în bugetul local. Da. Da. E o problemă legislativă și e singura soluție de care putem să ne legăm pentru extinderea cimitirului. Mă gândeam că dacă le dăm oamenilor ăsta o bucată de teren, ar trebui să plătească pentru ea, pentru că așa cum... Interesul nostru... nu va scoate nimeni profit, să nu vă imaginați că din acest lucru iese profit. Mai mult decât atât, v-am spus că vor avea obligativitatea construirii unei capele și a unui locaș unde se vor desfășura slujbele, ceea ce înseamnă o cheltuială destul de semnificativă, plus plecați de la premiza că acolo înseamnă oameni angajați și așa mai departe, și dacă o să faceți niște raportări la cheltuielile pe care le vor avea, veți vedea că nu va fi pe profit. Aș putea face o paralelă între construcția unei case normale, unei familii care construiește o casă pe terenul dat de primărie. Păi avem și astfel de situații. Pentru tinerii până în 35 de ani. Plus, domnul Damfie, consilierul Sfinției Sale, spunea că în normele lor religioase, este un lucru pe care l-am aflat curând, deci noi, ca și enoliași, nu trebuie să plătim. Adică nu este obligatoriu să plătim serviciile de mormântare. Da, e altceva, nu. Hai să nu amestecăm. Deci să nu amestecăm serviciile de înmormântare pe care le prestează episcopia cu celălalt. E vorba de cu totul altceva. Trecând la alt subiect, mă întorc la povestea cu apa și ați zis că ați urmărit vizitele în teren ale domnului președinte Ion Arsene. Cu siguranță ați auzit vorbind de sabotaj. Da, păi același lucru l-am spus și eu de nenumărate ori, că eu îl simt ca fiind un sabotaj și
Cred că... Vă acuză pe dumneavoastră de sabotaj. Păi cum poate să mă acuze pe mine? Adică el are toate instrumentele în curtea lui și eu să-l sabotez? Înseamnă că-s bun. Păi, dacă fac așa ceva, dar nu cred. Citesc din memorie, da? S-ar putea să fac o greșeală dacă greșesc, încerc să-l dintr-acuma. Omul care ar fi trebuit să vină cu soluția tehnică este PNL. Este șeful zonal, directorul. Dar nu are, deci încă o dată, și domnul Arsene nu cunoaște instituțiile din subordine. Și mai sunt și alte persoane care fac această confuzie. La Roma nu există director. Deci asta ca să înțeleagă toată lumea. Este un șef serviciu care doar are competențe de a face întreținere pe lucrările și pe rețelele care există la Roma. Atât, punct. Nu are putere de decizie, nu are pârghii la îndemână pentru a face absolut nimic. Deci și domnul Arsene, dar și alți romașcani trebuie să înțeleagă foarte clar că la Roman nu există director. Doi, toate pârghiile au fost strict în curtea companiei județene a Paserv și a Consiliului Județean. Nimeni altcineva nu a avut acces la aceste pârghii. Decizia de a lua apă de la Apa Vital este o decizie care trebuia luată în cadrul Consiliului de Administrație a societății Apa Serv, iarăși controlată de Consiliul Județean. Adică cum putem noi să sabotăm un lucru la care nu avem pentru, sau pentru care nu avem pârghii să facem acest lucru? Dar șeful de district avea competența măcar să vă informeze pe dumneavoastră partidul din care faceți... Dar hai să nu amestecăm partidele. Dar știți foarte bine și dumneavoastră... Păi, dar știți foarte bine că am fost prezent, aduceți-vă aminte și iar fac apel la memoria dumneavoastră. Când am fost în ianuarie 2019 pe malul Moldovei și ați văzut și împreună cu primarul de la Cordun care a confirmat acest lucru. Deci faceți abstracție de afinitățile politice. Hai să vorbim strict administrativ. Păi când am fost prezent pe malul Moldovei, da? Și au fost prezenți reprezentanții ai apelor române și care timp de 8 luni n-au făcut niciun demers pentru eliminarea acestei situații și apele române, hai să ne aducem aminte cine era la Aba Siret în perioada aia, un apropiat al Consiliului Județean Neamț. Haideți să vedem ce demersuri a făcut Apa Servu din momentul în care a apărut această problemă și dacă a făcut vreun demers în vederea achiziționării de apă de la Apa Vital. Pentru că nu s-a rezolvat problema apei la Roman. Adică să nu ne imaginăm că dacă Apa Servu acum cumpără apă de la Apa Vital, a rezolvat problema apei. Ia întrebați, de ce ieri la prânz n-au dat apă? Să mă iertați că intervin un picuț, dar noi nu l-am văzut niciodată pe domnul Bogdan Vârcudel cu o hârtie în mână oficială și să stea în fața presei, alături de noastră. Dar nu are, voie, dar plecați de la premiza că el nu are voie. Dar nu are voie să facă așa ceva, el este un angajat al unei companii județene care are anumite rigori. Păi, stați așa un pic. Își pierde serviciu pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile față de societatea unde este angajat. Atunci au stat zeci de mii de... Dar, nu e, dar de ce nu înțelegeți că... Bun, l-ați avut prezent pe domnul Angelus aici de atâtea ori? Care e, până la urmă, directorul general. Nu a arătat de aici niciun demers oficial. Dar ce... Domnul Angheluță știa de problema. Eu am trimis-o cu toate măsurile. Doamne, deci plecați de la premiza că este o anumită organizare în interiorul acestei companii. Nimeni nu poate să încalce regulamentul. Cu ce s-o ocupă? Tocmai v-am spus, întreținerea rețelelor din Roman. Și domnul Cuprizel, mă scuzați că intervin, deși eu ocupă deja colegii. Nu are voie să gândească? Ba da, el face solicitări către... Și trimite solicitările și le vorbește cu directorul tehnic de la ei. Nu a existat, când a fost presa de față, nicio variantă prin care se poate demonstra... Dar i s-a cerut hârtia oficială. Deci, domnul Angheluță de câte ori a fost în fața dumneavoastră, știa problema de la Roman? Știa soluțiile de remediere? Păi nu, dar eu duc, atribuțiile lui, da, și el în cadrul atribuțiilor pe care le are, vorbește cu șefii lui ierarhic superior, fie pe bază de mail, fie pe bază de hârtii, fie verbal, fie telefonic. Bun, probabil le are, am înțeles că sunt niște mail-uri trimise, dar mai puțin contează asta, dacă eu am un șef, dacă eu am un șef ierarhic superior și vorbesc cu el, domnul director tehnic, domnul director general, am problema asta la Roman. Și ați observat de fiecare dată că acești directori
au știut de problema de la Roman, că a fost prezent odată și directorul tehnic aici, a fost prezent și directorul Angheluță de mai multe ori în fața dumneavoastră, adică nu putea să spuneți și niciunul dintre dumneavoastră nu poate afirma faptul că direcția sau directorii de la Piatra Neamț nu au știut de problemele de la Roman 1 sau nu au știut de soluțiile alternative de alimentare cu apă de la apa vitală. Spuneți-mi unul care n-a știut de acest lucru. Dar nu era obligatoriu să fi știut de la domnul Corbulea. Dar nu contează de unde. Ba, și de unde știți că nu i-a informat? Dacă ești eu. Dacă care a fost la Roman, domnul Corcudel, tocmai a punctat eforturile pe care le face compania care îl plătește pentru modernizarea serviciilor de apă. A vorbit de bazinul al doilea. Ala e în cadrul poimului, doamnă, nu l-a amestecat. Ăla e în cadrul poimului, care din păcate poimul cu apa servu nu va avea nicio șansă de izbândă. Ca să ne înțelegem. De da? Înțeleg. Păi, pentru că deja au reziliat contractul cu consultantul. Bun, și care e consultantul îi sfătuiește, dar... Păi, doamnă, cineva trebuie să facă studii de fezabilitate. Știți că orice, că mai aud iarăși unii care ce tot ați studii. Pentru a accesa un proiect finanțar european îți trebuie în primul rând studii de fezabilitate. Fără asta nu te poți duce nicăieri. Nu, toate alea 18 proiecte cu finanțare european, la fiecare am avut studii de fezabilitate în spate. E condiția de bază pentru a obține finanțare europeană, da? Apa Servu trebuia să facă acest studiu de fezabilitate pentru județul Neamț, nu numai pentru Roman, atenție, pentru întreg județul Neamț și să-l depună la Ministerul Fondurilor Europene. Au dificultăți foarte mari, au reziliat contractul cu consultantul care realizează studiul de fezabilitate, din câte am înțeles acum, consultantul dă în judecată compania și așa mai departe. E o întreagă dispută juridică acolo. Eu aș mai întreba altceva, că tot am văzut și domnul Păcală și domnul președinte Arsene, dar de sumele de bani pe care le-a plătit compania județeană Apa Serv pentru demiterile ilegale, de ce nu spune nimic, pentru peste 10 miliarde de lei vechi? A, vorbesc de salariile... Nu numai salariile angajaților, și pe cei pe care i-au demis, pe Dughir și pe alții. S-au plătit despăgubiri din banii companiei. De ce nu spune nimic? Pentru că problema actuală este lipsa de criza pe la România. Păi da, și cine a oprit să o remedieze? Cine a oprit? Cine i-a oprit? Dumneavoastră a spus mai devreme că Apa Siret nu a făcut, în ciuda demersurilor... Da, nu a făcut acele lucrări necesare la nivelul Moldovei, da. Este împărțită, da? Da, da, eu am spus-o dintotdeauna. Și apropo de domnul Curcudel, ca să nu plecăm de la subiectul ăsta, pentru că nu el a murit, eram cu foarte mulți dintre noi de față când domnul Curcudel a spus... Dar nu a rămas totorașul fără apă, a fost mare. Nu, nu, asta, nu, nu, ia aduceți-vă aminte că afirmația asta a aparținut directorului Angheluț. Nu, nu, eu l-am auzit. Nu, lăsați, deci eu spun că asta a fost afirmația făcută, a fost făcută de domnul Angheluț. Deci dacă dumneavoastră, acum... Deci dacă dumneavoastră acum, ca și președinte la Consiliul Județean, ați găsit acarul pe un, foarte bine. Dar eu altceva. Păi sunt niște lucruri. Da, păi asta e deficiența. Păi eu asta vreau să vă explic. Deficiența managementului la compania județeană Apa Serv. Dacă ați înțeles lucrul ăsta, e perfect. Că asta e deficiență de management. Iar declarația, nu, atenție, declarația este a fostului director a companiei. Luați... A spus exact aceeași chestie. Păi da, dar a reluat ce a spus directorul general. Și n-a spus înaintea lui, ci directorul general a spus-o. Adică dacă acum faptul că cineva a repetat o declarație altcuiva, e altceva. Dar declarația inițială aparține. Și verificați-o. Adică dacă tot vorbim de corectiune, verificați-o. La ce am spus mai devreme. Reveniți. Deci reveniți și clar. Da, în limitele pe care ți le permite regulamentul unei companii. Da. Și apropo de ce vă informează sau nu... Când o să fiți salariată undeva și o să trebuia să urmați niște rigori, o să vedeți atunci. Păi așa, și ați avut voie în afara conducerii să... Gândesc, da. A, să gândiți oricând, dar nu să acționați. Domnul Curcudel despre potențialele sau despre suspiciunile de costuri de apă, eu am primit o listă... Dar nu, iarăși... Haideți să vă spun, este posibil ca un agent economic care face pâine în orașul nostru să folosească pentru asta apă din sursă proprie. Dar nu mă întrebați pe mine, adică, sincer... Nu vă spuneam de asta, că sunt... Da, deci sunt organe abilitate ale statului. Dar ia vedeți, la cei de la E.ON, când se fură energie electrică sau gaze naturale, cum se intervine?
Ia vedeți câți dintre cei care erau angajați la Ion și falsificau pe la contoare și au fost prinși. Asta e treaba companiei, sincer. Adică, acum să dați iarăși... Eu cred că am dus discuția prea în altă zonă în care... Haideți să rămânem la unde sunt limitele noastre. De ce nu vorbiți cu actuala conducere a companiei județene Apa Servu? Foarte bine, au pus o conducere nouă. Ce măsuri au luat pentru eliminarea furturilor de apă? Cine să ia măsurile astea? Am înțeles că au pus pe urmele... Bun, foarte bine, pe urmele. Da, doamnă, foarte bine, dar ce au oprit până acum să o facă? Ce au oprit până acum să o facă? Păi asta ne întrebam și noi. Păi, și eu mă întreb. Ce a oprit până acum să ia apă de la apa vitală? Ce a oprit până acum să facă demersuri pe lângă? Ei au făcut solicitare și s-a aprobat în Consiliul și s-a tergiversat. Păi și de ce? Așa, dacă în 2000 am mai ce la rând, adică corect, se poate să se ajute. Aș vrea să rămân în povestea asta. Să poate. Numai dacă îmi dați voie puțin. Odată cu trecerea la apa vitală, apa vitală câștigă o poziție destul de serioasă în zona Moldovei. Da. Rămân la ce a spus președintele Consiliului Județean și care vă privește. A spus domnia sa, mai direct sau mai puțin direct, că toată această criză a apei a fost așa o chestie provocată, în așa fel încât apa vitală să poată lua romanul ca și client și să câștige poziția de operator regional. Ceea ce aduce, evident, mult mai multe fonduri acestui operator. Cum comentați? Păi eu, în primul rând, vreau să spun că vreau să profit doar de pe urma managementului defectuos la Apa Servu. Și vreau să merg către o companie care are un management mult mai stabil. Restul să ne spună domnia sa cum a fost provocată, pentru că, sincer, compania județeană Apa Servu, așa cum a spus și domnia sa, este în subordinea Consiliului Județean. Consiliul Județean este acționar majoritar, ori dacă la o instituție a Consiliului Județean se întâmplă astfel de lucruri, atunci înseamnă că nu ești bun de președinte Consiliul Județean, nu știu. Adică eu altfel nu pot să traduc acest lucru. Mulțumesc. Este evident că anul acesta, odată cu alegerile, PNL-ul va câștiga majoritatea în Consiliul Județean. Ce se întâmplă atunci când Consiliul Județean, în care PNL-ul va avea majoritate, va pierde compania și se pare că pe din mimetism va trece și Piatra Neamț la Apa Vitală. Că știm că a anunțat domnul primar. Da, eu nu știu de unde aveți dumneavoastră informațiile acestea că PNL-ul va câștiga Consiliul Județean, intuitiv. Dar dacă... Intuitiv. Intuitiv. Mă gândeam că aveți ceva date mai concrete. Că chiar mă bucura informația dumneavoastră dacă aveați informații mai palpabile, dar așa intuitiv. Da, ca să vă răspund, municipiul Roman va continua demersurile indiferent cine va fi președinte al Consiliului Județean și indiferent care va fi culoarea politică a viitorului Consiliului Județean. Deci pasul este ireversibil. Veți face ceva pentru contestarea deciziei de schimbare a domnului Curcudeal? Nu am informații legate de acest lucru. Primăria Roman nici nu are atribuții legate de acest lucru. Deci, e o chestiune pe care privește strict compania. Dacă e o acțiune care îl privește pe domnul Curcudeal, el are la dispoziție căile legale de atac. Repet, haideți să întrebăm compania județeană Apa Servu sumele pe care le-a plătit ca și despăgubiri pentru concedierile ilegale făcute de-a lungul timpului. Te-a primit și domnul Curcudeal despăgubiri dacă era dat afară, dar măcar spunea după. Da. Nu pare că mea probabil m-a întrebat de legătură cu domnul Curcudeal când a văzut, cum am văzut noi toți, cât de înfierbântat l-ați apărat pe domnul. Deci, eu încă o dată, nu neapărat că l-apăr pe Bogdan Curcudeal, e doar a înțelege foarte clar, pentru că și multă lume a acuzat primăria și acuză în continuare primăria de problema apei la Roman, în condițiile în care primăria nu are nicio pârghie legală asupra acestei companii. La fel și el, ca principiu, pentru că eu de ce spun? Eu vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Și sunt convins că și dumneavoastră sunteți în deplină cunoștință de cauză. Și trebuie să înțelegeți mecanismele de funcționare a acestei companii județene.
cereți de la APA, domnule, care erau atribuțiile domnului Curcudel? Avea voie să vorbească cu presa fără acceptul conducerii? Avea voie să facă anumite acțiuni fără acceptul conducerii? Nu, astea sunt foarte clar, că așa este. Păi, de, despre asta vorbesc. Dar noi ne-am fi așteptat ca măcar printre uși să auzim noi nu am vrut să politizăm, pentru că eu am avut suficiente informații de acolo vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Noi nu am vrut să politizăm această problematică a apei și știți foarte bine că, și cred că și dumneavoastră, doamna Flora, m-ați întrebat de multe ori ce culoare are problema apei și am încercat să evit discuția asta, pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte important să avem apă la roman. Asta ne interesează pe toți. Dar de aici și până acolo și a venit cu atitudinea asta de a găsi vinovatul de serviciu la roman în condițiile în care ai avut toate pârghiile la îndemână, Consiliul de Administrație, director general, ceilalți directori. Păi, și doar știți de fiecare dată și iarăși am vrut să fiu elegant, să nu intru în aceste dispute. Și v-am spus, întrebați-i fraților și pe cei care sunt doi romașcani în Consiliul de Administrație a Companiei Județene a Pațelor. N-am văzut pe niciunul dintre dumneavoastră să-i luați la întrebări pe ei ce au făcut. Nu prea au acces la Consiliul de Administrație. Stați un pic, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, presa. De câte ori ați intervievat pe unul dintre reprezentanții Consiliului de Administrație? Dumneavoastră, dar când? 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 A, mersi, da. Bun. Eu am mai degrabă două observații de întrebări. În legătură cu semaforul inteligent de la bazinul de fond, este necesar, era mai ales... Asta se va studia la Comisia de Circulație. Pe vremea când erau meciuri de handbal... Dar nu numai, dar nu plecați numai de la premiza asta. Avem competiții sportive la bazinul de not. Păi nu, dar știu că duceți într-o direcție unde nu e ok. Pentru că în continuare sunt competiții și la sala sporturilor, dar și la bazinul de not. Vă rog. Mulțumesc. Deci competiții există. Ideea era că pe bulevard, în porțiunea aia, bulevardului Roman-Mușat, numai viteză nu se face. Și știți de ce? Pentru că primele benzi sunt ocupate de mașini parcate, iar pe benzile a doua, nu e sfert de oră de la Dumnezeu să nu fie o mașină de școală. Da? O există o hotărâre de consiliu local care prevede traseele și intervalele orare pentru mașinile de școală. Da. Eu personal n-am mai văzut un polițist local și nicio mașină de poliție locală foarte multă vreme. Aș prefera să-i mai văd circulând și ocupându-se de mașinile de școală. Păi, asta a fost prima observație. Se ocupă. Haideți să vă răspund la asta. Într-adevăr, există un anumit segment orar și acesta este între orele 7 și 9 dimineața și respectiv 12 și 14 la prânz, când au interzis în zonele centrale ale orașului, iar bulevardul Roman Mușat, acest segment, nu face parte din zona de interdicție. Da? Interesant. Păi, având în vedere că rămâne efectiv o singură bandă de circulație. Nu neapărat. Eu aici vă contrazic. Exceptând evenimentele care sunt organizate și când într-adevăr este aglomerație, să știți că eu merg destul de des pe acolo pentru că avem lucrările în zonă și... Când ați spus că dă mașină după mașină. Da. Dar nu ai cum să mergi continuu. Credeți-mă, să circul acolo cu viteză extraordinară. Am văzut aceste lucruri și anul trecut cred că au fost vreo 4 sau 5 accidente tocmai pe fondul vitezei. N-ați nimerit când nu este. Sau când... Dar știți cum? De regulă când te grăbești... Da, de regulă când te grăbești atunci ai impresia că... O observație este că vorbim despre puntea de la Portul Barneș, dumneavoastră ați spus așa, reparațiile capitale intră totdeauna în sarcina proprietarului. Corect. Și când vorbim de rețelele de apă, de ce nu mai e la fel? Păi, pe fonduri europene putem să le avem, dincolo avem fonduri europene. Eu asta tot încerc să vă explic. Dacă eu am la dispoziție accesarea de fonduri europene... Păi până aici, dar atenție, că discutăm de lucruri total diferite. Pe rețelele de apă și canalizare avem legislație separată. Iar acolo, aplicantul pentru fondurile europene nu poate fi niciodată primăria, ci operator de apă. Sunt lucruri total diferite. De asta vreau să vă atrag atenția aici. Da? Și, deci, pe extindere, pe modernizare și pe reabilitări, nu poate decât operatorul de apă să acceseze aceste proiecte. Mulțumesc. Și verificați, vă rog, ca să fiți convins că vă dau informația corectă. Legat de apa serv, spunea oficialii că există o condiție referitoare la ieșirea din Albi, Acuanianț, și
chiar și dumneavoastră, cred că ați amintit odată, să fie toți membrii de acord unanim. Dacă o comună nu e de acord, una mică... Da, vom acționa în instanță. Asta v-am spus că avem la dispoziție și pârghia. Și bineînțeles, va plăti despăgubiri. E majoritate. Majoritate, două treimi. Două treimi trebuie să fie. A, două treimi. Da. Dar cine va fi împotrivă, va trebui să explice de ce este împotrivă. Vor putea primi, să zic, dispoziție în ghilimele? Dacă vor primi dispoziție, noi avem la... Da, dar și noi avem la îndemână pârghia acționării în instanța de judecată și, bineînțeles, unde vom cere și despăgubiri. Asta o întreba colega mea, cu instanțele astea tot lungindu-ne, nu ne ducem în... Păi, indiferent de demersurile pe care trebuie să le fac, eu le voi face până la capăt. Deci inclusiv voi obliga acele primării care vor vota împotrivă fără niciun motiv real să plătească despăgubiri, că așa e normal. Și așa se întâmplă peste tot. Și despăgubirile, atenție, vor fi foarte mari pentru că dacă îmi vor întârzia accesarea proiectelor europene, discutăm de undeva vreo 25-27 de milioane de euro. Și atunci dacă e vreo comună care își asumă acest lucru, n-au decât. A spus că întruniți după amiază un comitet local în situații de urgență vis-a-vis de evenimentul zilei în Europa de acum. Dacă situația se va agrava și în România, cum se așteaptă autoritățile centrale, urmează o serie de activități, nu numai la noi. Mă gândesc la alegeri unde se adună mai mulți oameni, mă gândesc la zilele municipiului, mă gândesc la o serie de manifestări pe care noastră trebuie să le luați în calcul ca perspectivă, dacă se vor mai ține sau nu. Bineînțeles, în condițiile în care lucrurile se vor agrava, vom noi măsurile care s-au luat peste tot în lume. Nu facem noi opinie separată. Da, deci, să așteptăm prima dată, să privim cu încredere. Din câte am mai observat prin declarațiile reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății, punctul maxim al acestei crize va fi undeva 15 martie, după care va începe să scadă. Trece iarna și dumneavoastră ați făcut economii substanțiale. Puteți să aproximați cam ce economie ați făcut la buget vis-a-vis de suma alocată pentru dezăpezire, cât a fost și unde o veți folosi, pentru că va rămâne tot. În momentul de față nu pot să fac o astfel de apreciere, pentru că știți foarte bine, am avut situații cu ninsoare și în luna aprilie și nu vreau să mă bucur prea repede. Stați în expectativă. Până nu... Dar ce sumă a fost alocată pentru... În jur de 1 milion de lei. Și dacă nu o veți utiliza totuși, va merge la investiții? La bineînțeles, avem unde, slavă Domnului. Da, și ultima întrebare, dacă relațiile dumneavoastră cu domnul președinte Arsenie, care erau la un moment dat, nu știu dacă amiabile, dar oricum civilizate, așa sunt și acum. Degradat? Nu, sub nicio formă, sunt aceleași relații de comunicare instituțională, ne respectăm reciproc. Eu tot timpul când am avut de comunicat ceva, am comunicat direct cu domnia sa și sunt convins că lucrurile la fel vor merge și în continuare. Dar la o cafea nu v-a mai invitat, că așa mi-a spus că data trecută v-a invitat la o cafea și a dezbătut. N-am fost invitat niciodată la o cafea și n-am servit niciodată. Eu de regulă nu servesc cafea. Doamne ferește, nu, dar nu a fost cazul de așa ceva. Au fost discuții punctuale, administrative, toate s-au desfășurat fie în sediul instituției Consiliului Județean, fie în sediul instituției primăriei, fie în sediul Spitalului Municipal de Urgență Română. Doar în zone publice. Mulțumesc.